cu decizia 5-9. Și aș vrea ca această decizie fie adusă la cunoștință administrației liceului teoretic Lomonosul, ca la anul nu apar corturi în fața Consiliului Regional. Să fie adus comitetul părintesc decizia, pentru că asta e probă, ca să nu vii mâine, poi mâine, iară, că noi vrem așa și... După subsemnătura, asta am vrut, hai la vot, ridat la vot. Dar excepțiile astea sunt făcute pentru liceul Lomonosov, 14 elevi în clasa 10, să le dă Dumnezeu sănătate, dar nu sunt făcute și pentru liceele noastre, adică fostele licee. Mă refer pe Resecina, mă refer Biești, mă refer Suseni, ceea ce e nu-s copii. Noi avem altă opțiune, noi o să vociferăm ulterior. Mai bun am vorbit și cu oameni din comitetul părintesc de la școală. Știu că cineva bate din palmi, că a câștigat și a luat o baricadă, dar asta nu e luarea baricadei. Fiindcă pe urmă se creează niște chestii care poate să ne afecteze pe viitor. Mă refer și la conducerea raionului. De ce noi la fracțiune am decis să ne abținem? Nu facem mare zaură cu tema asta, dar noi avem cu tot o altă opțiune în a rezolva această problemă. Не дискуссия? Я участвовал в комиссии и в дискуссии. Хочу сказать, что, конечно, мы поддерживаем. Но виноваты в первую очередь не лицей. А виновато, во-первых, и руководство дирекции по МВЦМ. Надо было сделать и председателя района, который был. Надо было сделать соответственное собрание. Надо было людям, как его, объяснить это все. Они когда приходят 31 августа, люди узнают, что у школы у них классов нет. И финансирования не будет. Фикс, întrebarea aceasta, по нам урну, а просто он до сентября, он просто обязан. Контекст полиндийский, что educat домой Коваш. А за динамо трекут. А фост, что домну Васакан. Dar anul trecut tot era problema aceasta. Tot am ajuns copii. Și am mers tot ca aprendem în altă. Deci, stimați consilieri, eu spun votul lui decizia 5-9 cu deci, în propunerea domnului Covaș. Cine este pentru, vă rog să votați. Vă rog să dați mâinile jos. Cine este împotrivă? Zero. Cine s-a abținut? Zero. Propunerea domnului Covaș. Nu am votat propunerea, dar ne abținem de la votul general. Am pus decizia împreună cu propunerea. Voi cu decizia nu l-ați pus la vot. Am pus împreună cu propunerea domnului Covaș.